România este victimă colaterală a războiului din Ucraina din multe perspective. Una din perspective sunt minele care sunt scăpate din zona Odesei, minele ucrainene și care plutesc liniștite, împinsă de curenți în Marea Neagră și se tot apropie de țărmul românesc, dar problema nu este doar amenințarea sub aspect turistic pe care el o prezintă, nici măcar amenințarea pentru vasele de pescuit din zona continentală a Mării Negre. Marea amenințare sunt costurile din ce în ce mai ridicate ale asigurărilor pe care trebuie să le plătească marile vase care transportă marfă pe Marea Neagră, care tranzitează Marea Neagră, care vin spre portul. Constanța, și care sunt din acest motiv din ce în ce mai puține, pentru că nu fac față cheltuielor uh, pentru plata asigurărilor, din ce în ce mai tipărată. Uh,